Jandarmii montani din Rânca au fost alertați de două persoane din județul Argeș cu privire la faptul că împreună cu alte trei persoane și două autoturisme au rămas înzăpeziți pe un drum forestier acoperit cu zăpadă și gheață la aproximativ 4 km de DN67C Transalpina. Jandarmii montani s-au deplasat la locul indicat, au căutat și au găsit mașinile, deoarece turiștii nu mai recunoșteau zona, au luat legătura cu o persoană care deținea un autoturism dotat cu troliu, cât nu puteau întoarce autoturismele din cauza lățimii drumului forestier. Au săpat cu lopețile și au degajat zăpada din jurul autoturismelor, acestea fiind ulterior trase cu troliul de mașina de teren cu spatele pe o distanță de 2 km. După intervenția, care a durat mai bine de 2 ore, turiștii s-au putut întoarce în siguranță în Rânca, la locul de cazare.